Credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie de la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ne bucurăm de faptul că bisericile ortodoxe, catedralele episcopale sunt arhipline de credincioși, credincioși care se pregătesc de zor pentru uh, Sfânta și Marea Sărbătoare a Învierii, se mărturisesc, se împărtășesc, își aduc copilașii la Sfânta Biserică și mărturisesc în acest fel că sunt creștini în mod plenar. Sunt creștini nu doar de formă, ci sunt creștini de toată viața. Sunt creștini care se pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu încă din patria aceasta pământească. În cadrul slujbei, credincioșii s-au împărtășit cu sfintele taine. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Doxologia al Catedralei Episcopale.